Bună seara, stimați telespectatori! Astăzi vom discuta despre bani europeni care îi ajută sau care i-ar putea ajuta pe fermierii români să pornească, să-și dezvolte afacerea pe care o visează, de ce nu? Chiar dacă accesul la informații despre fondurile europene s-a simplificat, cu toate acestea încercăm să venim și noi cu sfaturi utile dedicate celor interesați de acest domeniu. Invitatul nostru din această seară, domnul Dorin Bota, director APDRP Cluj, bună seara și bine ați revenit la noi în studio. Bună seara și bine v-am găsit! N-ați mai fost de ceva vreme și vreau să vă întreb cu ce veniți nou după toată această perioadă. Da, a fost o perioadă intensă de lucru în cadrul APDRP. Avem practic de finalizat perioada de programare 2007-2013. Este pe ultima sută de metri finalizarea proiectelor pe două măsuri importante. Măsura 312, sprijin pentru micro-întreprinderi, și măsura dedicată fermierilor pentru ferme de familie, măsura 121, sprijin pentru ferme de familie, care au intrat în ultima etapă de evaluare. Practic, undeva la finalul lunii octombrie, vom încheia evaluarea tuturor proiectelor aferente perioadei de programare 2007-2013. Pentru 2014, cum vă pregătiți? Cum veți intra în noul an? Din câte știu, s-a finalizat alegerea consorțiului de firme care elaborează noul program național de dezvoltare rurală. Va urma o perioadă de elaborare acestuia și de consultare publică cu toți actorii din piață, ca să spun așa, respectiv cu fermierii, investitorii din turism, investitorii din procesare, autorități publice locale, consultanți, nu în ultimul rând agenția APDRP și toți cei care vor avea o implicare în viitorul program național de dezvoltare rurală. Ulterior acestei consultări publice, programul național de dezvoltare rurală, odată aprobat de legislativ român, va fi depus spre aprobare la Comisia Europeană. În funcție de decizia Comisiei Europene, noi vom porni la drum cu un nou program național de dezvoltare rurală, dar care în principiu va avea o formă mult simplificată față de vechiul program, unde aveam peste 20 de măsuri, atât în agricultură, cât și în procesare și infrastructură. Vor rămâne undeva la 10-11 măsuri dedicate, așa cum spuneam, fermierilor, autorităților publice locale, procesatorilor și investitorilor din turism și micro-întreprinderi din mediul rural. Aș dori să le amintesc telespectatorilor noștri că ne pot suna la numărul afișat, care va fi imediat afișat pe ecran. Dacă aveți întrebări legate de fonduri europene în agricultură, nu ezitați să ne sunați. Apropo de informare, că tot spuneam mai devreme, ce ne puteți spune despre acel program expert, dacă nu greșesc, că era un sistem interactiv pe care l-ați pus în funcțiune? Da, este un sistem interactiv pe care colegii noștri din direcția IT și nu numai l-au pus la dispoziția publicului. Care sunt efectele? Cum? Practic, publicul, orice persoană care are acces la internet poate afla dacă este eligibil pe una dintre măsuri sau dacă nu, sau ce anume ar trebui să facă pentru a putea dezvolta o afacere în mediul rural. Din câteva întrebări simple la care se răspunde cu da sau nu, se obține un rezultat. Sunteți eligibil pentru măsura 121 sau pentru măsura 312? După care omul poate să facă pasul următor, să consulte ghidul
exact al măsurii pe care i-a fost recomandată, eventual să își caute un consultant care să-i întocmească proiectul sau în unele cazuri, cum a fost cazul măsurii 1.2.1 sprijin pentru ferme de familie, a putut să acceseze tot la noi pe site așa numitele proiecte tip, care la fel vin în sprijinul micilor fermieri pentru a evita ca aceștia să-și cheltuiască banii pe anumite servicii de consultanță. Practic erau niște proiecte tip pentru ferme de porci, pentru sere de legume, pentru ferme cu vaci cu lapte, pentru ovine și așa mai departe. Deci o procedură mult simplificată față de ce era înainte. Pentru a le veni în sprijinul fermierilor, Ministerul Agriculturii a pus acele proiecte tip, le-a pus la dispoziție dânșilor. Cum au funcționat? Le-a fost de folos, dumneavoastră? Ce părere aveți? Da, am avut mulți fermieri care au utilizat aceste proiecte tip. În general, au fost fermieri care au mai accesat programe poate pe măsura 112, instalarea tinerilor fermieri, și acum, prin această măsură, au venit să își dezvolte afacerea printr-un nou sprijin care era de până la 50.000 de euro la momentul sesiunii respective. Pentru ce alte măsuri mai erau acele proiecte tip? Aceste proiecte tip au fost concepute doar pentru măsura 1.2.1, deci practic este un început, dar pe viitor este în atenția agenției să creeze astfel de proiecte și pentru celelalte măsuri. Practic, anul acesta am avut doar aceste măsuri, măsurile 1.2.1 pentru agricultură, pentru mare agricultură și în completare cea pentru sprijin de familie. Cu toate acestea, nu au fost prea multe cereri depuse pentru această măsură? Într-adevăr, nu au fost prea multe, oricum a fost o sumă suplimentară care s-a alocat, deci această măsură practic a adunat bani din economiile rezultate la celelalte măsuri. Părerea mea, cauza principală a fost nivelul mic al cofinanțării, fiind final de program, nu s-a mai putut solicita Comisiei Europene și probabil că nici am fi primit un răspuns negativ în scopul creșterii cofinanțării. Deci, practic, ni s-a transmis că nu ne va fi aprobată. Și atunci, sprijinul fiind de 40-50%, multă lume nu a avut banii de cofinanțare. Asta este că e destul de greu să scoți așa pe masă 25.000 de euro ca să-i pui la un proiect de 50.000 de euro. Dar este mare și mulți dintre fermieri se plâng într-adevăr că trebuie să pornească de la zero într-o afacere, nu au bănuții aceia puși deoparte, fie că sunt fermieri la început de drum sau că au deja o afacere, e foarte greu, așa cum spuneți dumneavoastră. Care sunt soluțiile? Soluția pentru un tânăr fermier care dorește să pornească o afacere este practic să preia o exploatație de la o persoană din familie, de la persoane care nu mai pot lucra pământul și să încerce să o dezvolte prin una dintre măsurile care îi stau sau i-au stat la dispoziție, gen măsura 1.2.1, instalarea tinerilor fermieri, unde sprijinul nerambursabil era de 100%, până la 40.000 de euro. Ori cu 40.000 de euro, în momentul de față, cred că se poate porni o afacere. Nu toți putem să începem cu afaceri care valorează milioane. Lucrurile trebuie făcute pas cu pas. Dar cu 40.000 de euro se pot achiziționa și animale, se poate face și o seră performantă, se pot achiziționa și echipamente de irigații, de stropit și așa mai departe. Diverse utilaje. Așa este. Avem un telefon din Ilfov. Bună seara! Alo! Bună seara! Ne auziți? Da, da, vă aud. Bună seara. Bună seara. Cum vă numiți? Stoica Costel. Ne pare bine. Vă ascultăm. În legătură cu proiectele, avem 5 animale pe lapte și 5 hectare de pământ.
arabil, semănat în luat în arendă. Așa. Și avem și o firmă deschisă 3 ani în PFA și vrem să accesăm niște fonduri europene. Cum se poate sprijini acest proiect? Ce anume cultivați? Furaje și porumb. Deci cultură mare și furaje pentru vaci cu lapte, da? Da. Ce vârstă aveți? Deci avem până în 40 de ani. Dumneavoastră fiind organizat ca și PFA de mai mult de 12 luni, practic nu ați putea accesa măsura de instalare a tinerilor fermieri. PFA-ul este pe numele dumneavoastră, bănuiesc. Da, soția. Soția? Da. Bun, în acest caz ar putea fi cedată exploatația către dumneavoastră, dacă aveți sub 40 de ani, sau către unul dintre copiii dumneavoastră și în acest caz ați putea beneficia de măsura 112, care, din câte se știe, s-ar putea să aibă o valoare mai mare de 40.000 de euro în următoarea etapă de programare. Oricum, primele sesiuni vor avea loc undeva în a doua jumătate a anului 2014. Pentru aceasta, în primul rând, trebuie să vă faceți un calcul al unității de dimensiune economică, dar cu 5 vaci cu lapte și cu terenul aferent vă încadrați în sprijinul minim de instalare a tinerilor fermieri. Da. Da. Deci, pentru întrebare. Am înțeles. Da. Da. Ați mai fi dorit să ne întrebați ceva? Nu. Mulțumim. Mulțumim și noi. Mulțumesc. La revedere. Mai avem o întrebare de la Nicolae, domnul Nicolae din Vrancea. Vreau să accesez măsura 112, dar am numai 10 clase, se poate? Ne întreabă dânsul. Din păcate, nu. Ar mai fi existat o posibilitate dacă cele 10 clase erau în domeniul agricol. Acum, da. Neștiind situația... Care este soluția? Ce ar trebui să facă? Ar putea urma niște cursuri sau... Deci, în principiu, ar trebui să aibă 10 clase în domeniul agricol terminate cu adeverință de la școala unde a terminat cele 10 clase, da, și un curs omologat sau aprobat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale sau de Ministerul Educației și Învățământului, un curs care oferă un certificat de calificare în domeniul agricol. Mai avem un telefon din Arad. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm. Cum vă numiți? Popa Teodor mă numesc. Ne pare bine. Vă ascultăm. Am 300 de capre și aș vrea, m-am interesat pentru pasteurizat lapte. Clădirea o construiesc eu, dar aparatul de pasteurizat pe lemn mă costă în jur de 3.500 de euro, 4.000. Da. Și nu am bani ăștia și cum pot să accesez ceva cât de urgent. Deci nu să dureze 6 luni, un an. Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Din păcate, în momentul acesta nu există nicio sesiune deschisă pentru ceea ce doriți dumneavoastră să accesați. Așa cum îi spuneam și domnului dinainte, primele măsuri din perioada de programare 2014-2020 vor începe în a doua jumătate a anului 2014. Dar ca să vă răspund pe scurt, pentru ceea ce doriți dumneavoastră să faceți, a existat și va mai exista o măsură, se numește măsura 123, destinată procesărilor produselor agricole și forestiere. Dar suma minimă a unui proiect trebuie să fie de 5.000 de euro. Păi, cred că am pe acolo cu toate utilitățile, cu tot ce trebuie. Deci vă încadrați la măsura 1, 2, 3 și această măsură sprijină și doar achiziția de echipamente. Dar ați putea beneficia de fonduri și pentru construcția sau finalizarea
locului de implementare a halei sau nu știu ce doriți să faceți. Să zic că vin eu cu partea mea, dar să nu dureze. Deci dau un exemplu. Uitați, am un sezonul cu mulgerea caprelor, să gata, septembrie, 15 octombrie. Am înțeles. Și eu din primăvară, după Paști, după ce vindem ieze, să activez că laptele se cere foarte, dar trebuie să fie autorizat ca să pot asta. Cu brânza mai greu să vinde, dar laptele îi cerere foarte bună. Acum, încă o dată, nu cunoaștem calendarul pentru anul viitor și nu vă pot da un răspuns cert. Când se va deschide prima sesiune? Deci, bine, încă, așa cum spuneam, dacă ați urmărit emisiunea de la început, Programul Național de, Național de Dezvoltare Rurală nu a fost aprobat de Comisia Europeană. După aprobarea acestuia, se va stabili și calendarul sesiunilor. În funcție de acest calendar, pe care o să-l puteți consulta pe site-ul nostru apdrp.ro, dacă doriți, vă veți putea adresa Oficiului Județean pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Arad pentru depunerea unui proiect în acest sens. Da, noi avem iar norocul că fim în zonă defavorizată. Da, acesta este un punct bun, să spun așa, vis-a-vis chiar de criteriile de selecție. Deci zonele defavorizate au beneficiat de punctaj suplimentar și au fost oarecum favorizate în alegerea beneficiarilor. Am înțeles. Și încă, să mă iertați, pentru cumpărarea de terenuri, de la 1 ianuarie vor veni străinii. Da. Noi, ce fonduri, cum putem beneficia? Din păcate, cumpărarea de terenuri, locuințe și așa mai departe nu este eligibilă pe fondurile europene de dezvoltare rurală în nicio țară din Uniunea Europeană. Am înțeles. Bine, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim și noi pentru întrebare. Domnul Buciu din Piatra Neamț, am o zonă de 3-4 hectare de teren agricol, fânețe, pe care aș dori să o împăduresc. Pentru așa ceva se dau fonduri europene? Ne întreabă dânsul. Da, exista măsura de împăduriri 2-2-1, împădurirea suprafețelor agricole. Nu a avut foarte mare succes pentru că condițiile de accesare erau destul de grele, deci terenul trebuia să fie scos din circuitul agricol, erau nevoie de proiecte elaborate în legătură cu direcțiile silvice din localitate, trebuiau avizate de acestea. Deci a fost o procedură oarecum complicată. Mai greoaie, da. Da, mai greoaie și practic procedura de scoatere a terenurilor din trebuia să nu fi fost înscrise la APIA și așa mai departe. Dar se preconizează și pentru 2014-2020 o astfel de măsură, dar mult simplificată. Să sperăm. Da. Mai avem un telefon din Râmnicu Vâlcea. Bună seara! Bună seara! Bună seara, bună seara! Vă ascultăm! Eu sunt din Râmnicu Vâlcea, am și un teren de un hectar fără ceva și vreau să pun lavandă și salvie. Dacă mă încadrez pentru fonduri europene și, bineînțeles, vârsta, e problema, 66 de ani. Da, am înțeles întrebarea. Din păcate, la vârsta dumneavoastră, nu exista o măsură care să corespundă întru totul cerințelor. Dar aveți copii? Da. Bun. Dacă aveți copii, există... Am și nepoți mari, majorat. Am înțeles. Deci există posibilitatea. Acum... Pentru lavandă a scăzut foarte mult nivelul unității de dimensiune economică în calcul. În urmă cu 4-5 ani de zile nu era nevoie, era suficient un sfert de hectar. Astăzi e nevoie de mult mai mult decât un hectar. Dar
pe un hectar ați putea eventual, dacă ați mai lua în arendă teren, să accesați fonduri pentru o seră de legume, spre exemplu, sau pentru cultivarea legumelor. Da. Ciupercăria aș vrea să fac. Da. Deci aici măsura 1-2-1, încurajarea activităților agricole, modernizarea fermelor. Da, dar copiii și nepoții nu sunt în localitate. Acest lucru nu are nicio importanță. Dar bun, e bine atunci. Mulțumesc foarte mult. Cu mare plăcere. Și noi vă mulțumim. Domnul Laurențiu Manea din Bistrița ne întreabă: aș dori să achiziționez un teren într-o stațiune pentru construcția unei pensiuni. Mă interesează în mod special cum pot cumpăra terenuri din fonduri europene și la ce instituții m-aș putea adresa. Singura instituție probabil că este banca. Deci, încă o dată, achiziția de terenuri... Aici este o problemă, dacă nu este banca ta. Pentru dezvoltare rurală nu se pot achiziționa face terenuri. Da. Deci orice construcție trebuie ridicată pe un teren pe care ești deja proprietar. Inclusiv legea 50, legea în construcții, nu dă voie la ridicarea unei construcții decât dacă ești proprietarul terenului. Din Baia Mare mai avem o întrebare. Dacă fondurile europene se pot acorda și persoanelor fizice autorizate? Ne întreabă... Nu avem un nume aici. Și da, dacă nu, ce vechime sau alte criterii trebuie să aibă firma? Se pot finanța nerambursabile achizițiile de echipamente? Deci da, să împărțim în trei. Pe rând. Da, fondurile europene nerambursabile se pot acorda și persoanelor autorizate, de fapt, fizic, în special PFA, persoanelor da, autorizate. Fizice autorizate, da. Bine, acum nivelul de autorizare, PFA este minim, se poate merge până la societăți pe acțiuni în cazul unor măsuri, dar la fel de bine se pot depune sau se puteau depune proiecte și ca și persoane fizice neautorizate cu condiția de a-ți lua un angajament de autorizare ulterior obținerii selecției. În altă ordine de idei, acum n-am mai reținut care era finalul întrebării. Se pot finaliza nerambursabil achizițiile de echipamente? Finanța, da. Deci achizițiile de echipamente pot fi finanțate din fonduri nerambursabile, chiar dacă nu se finanțează o construcție. Singurele condiții sunt ca acestea să facă parte dintr-un flux tehnologic și să fie utile proiectului. Spre exemplu, acum nu se poate finanța echipamentul de irigat pentru gazonul din fața halei în care producem șuruburi. Da. Deci finanțăm ceea ce este în interiorul halei, un strung, o freză, o raboteză și așa mai departe, dar echipamentul de irigat nu face parte din fluxul tehnologic care ne ajută să producem șuruburile sau cuiele sau ce vrem să producem. Deci echipamente necesare fluxului tehnologic al proiectului. Lavinia Cosma din București ar vrea să știe dânsa: activitățile de instalare a surselor de energie verde pentru locuințe sunt susținute prin fonduri europene? Da, au fost susținute. Existau și programe dedicate acestor, de exemplu, prin programul de competitivitate, dacă țin minte, dar și prin PNDR. Spre exemplu, achizițiile de echipamente de producere a energiei solare, eoliene, biocombustibil erau finanțate. Acum profităm de bunăvoința dumneavoastră. Mai avem un telefon. Bună seara! Ne auziți? Alo? Bună seara! Cum vă numiți și de unde sunteți? Vă sunt din Târgu Mureș, Claudiu Muntean mă numesc. Ne pare bine. Aș vrea să întreb pe domnul director. Avem acceptată măsura 141. Se poate sau în viitor se va putea extinde, că doresc, o mărire a exploatației agricole? Da, este posibilă. Prin intermediul măsurii 121. Da, din păcate
o să depășim anul viitor ca limită de vârstă. Nu are nicio importanță măsura 1-2-1. Deci nu am spus 1-1-1-2, scuzați. Nu 1-1-2. 1-2-1. Deci dacă ați accesat măsura 1-4-1, nu mai puteți fi eligibil pentru măsura 1-1-2. Aceeași exploatație agricolă nu poate primi sprijin nerambursabil de două ori. Am înțeles. Pe măsura asta era doar pe apicultură, 1-4-1. Am înțeles. Și doriți să vă dezvoltați și în ce fel? Și să mărim pe, și pe altceva, pe culturi de plante și de arbuști. Am înțeles. Singura opțiune pentru dumneavoastră este accesarea măsurii 1-2-1. Este posibil ca de anul viitor această măsură să aibă parte de o cofinanțare mai mică din partea potențialului beneficiar. Da, deci, da. Undeva la 10, 20, 30%. Deci 70% să primiți și 10, 20, 30, 70, 80, 90% să se primească și 10, 20, 30 să îi aveți dumneavoastră. Da. Hai. Deci aceasta ar fi singura opțiune. În cazul în care doriți să vă dezvoltați preprocesare, deci prelucrarea mierii, a fagurilor, da, și așa mai departe, sau eventual spre, nu știu, cosmetice, așa, ați putea accesa măsura 1, 2, 3, procesare pentru miere și faguri, sau măsura 3, 1, 2, sprijin pentru crearea de micro-întreprinderi. Dacă doriți, spre exemplu, să faceți, nu știu, așa cum vă spuneam, cosmetice din produse apicole sau... Bine, vă mulțumesc. Și vreau să vă întreb dacă tot așa pe a doua perioadă anului viitor vor fi disponibile și măsurile astea. Da, toate vor fi disponibile în a doua parte a anului 2014. Se va publica un calendar odată ce noul program național de dezvoltare rurală va fi aprobat de Comisia Europeană, la fel cum s-a publicat în fiecare an, undeva la începutul anului. Acum, încă neștiind... Da, mai urmărit. Da. Vă mulțumim pentru întrebări. Va trebui să luăm o scurtă pauză. Vă mulțumim, domnule Bota. Rămâneți aproape. Revenim în câteva momente. Am revenit, stimați telespectatori, concurența neloială din partea străinilor sau lipsa mecanismelor care să asigure la desfacerea produselor, de exemplu, sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă fermierii români. Ce ar trebui să facem pentru a ne susține mai mult fermierii, domnule Bota? E o întrebare foarte, foarte grea. Există soluții care ne stau la îndemână. Spre exemplu, una dintre soluții este accesarea fondurilor europene, care îți oferă o șansă în plus față de, să zicem, fermierii aflați în statele vestice, care practic sunt deja în țări dezvoltate și pe care încercăm să-i ajungem din urmă, ca productivitate, ca prețuri, competitivitate și așa mai departe. Deci asta este o resursă care trebuie valorificată. Pe lângă asta, poate că ar trebui rezolvate și anumite mecanisme de creditare a fermierilor similare cu cele din vest. Astăzi, dobânzile la credite sunt destul de mari față de cele din vest. Un fermier din Olanda poate să ieie credite cu dobânzi subvenționate cu 2-3%, pe când aici sub 10% practic nici nu te poți gândi. Deci aici ar trebui să lucreze și poate Banca Națională și guvernanții noștri să sprijine creditarea micilor și marilor fermieri, pentru că până la urmă
sunt la fel de importanți, și cei mici și cei mari. Problema cu cei mici este faptul că nu pot accesa aceste fonduri din lipsa banilor. Le este foarte greu, dar avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Sunt de la DSS, de la Sighetul Mare Mare, aproape. Am făcut măsura, aș vrea să pun o întrebare. Am făcut măsura 141, anul trecut. Am luat prima tranșă. Da. Vă ascultăm. După aia am făcut acum, cum mi s-a cerut, hârtiile alea și mi-au dat cererea de finanțare în april. Și nici acum n-am căpătat bani. Da. Cum de se întâlzi atâta? Că anul trecut i-am luat în august. Acum noi am luat sfârșitul septembrie. Deci ați depus în aprilie. Da, cererea de finanțare. Au scăpat 41 de zile. Da, este adevărat. Din păcate sau din fericire, numărul beneficiarilor de ai măsurii 141 a crescut exponențial. Deci, practic, la nivelul centrului regional 6, Satul Mare, sunt aproape 20.000 de beneficiari care, practic, trebuie rezolvați toți în ordinea depunerii cererilor de finanțare. Din păcate, personalul este insuficient ca să rezolve un așa număr mare de asta, de cereri, dar nu vă faceți nicio problemă, banii veți primi dacă dosarul dumneavoastră a fost conform. Faptul că nu ați primit nicio altă hârtie sau atenționare înseamnă că dosarul dumneavoastră a fost conform. Va trebui să aveți un pic de răbdare și veți primi banii. Deci pe undeva e de bine că nu ați primit nicio înștiințare. Nu am primit nimic, dar nu, suntem la a doua tranșă acum, nu suntem prima dată. Da, este adevărat, dar înaintea dumneavoastră mai sunt fermieri care sunt la a cincea, a patra, a treia tranșă. Nu, vă mulțumim și... Cu mare plăcere! Doamne ajută, mulțumim și noi pentru întrebare. Cel mai multe întrebări venite de la telespectatori sunt despre cum se face un proiect, de ce anume au nevoie, unde pot merge pentru mai multe informații și unde pot afla mai multe informații, dacă ne puteți da iar un site, un nume. Da. Așa. Site-ul este același. apdrp.ro. Încă o dată, la dispoziția beneficiarilor există sistemul expert care ar trebui și ar putea să fie primul pas. Îl găsesc dacă intră pe www.apdrp.ro. Este foarte simplu de accesat. Poate că odată putem face și o demonstrație în direct și este să obținem bună, da, un rezultat. Pentru cei care, și sunt foarte mulți în mediul rural, care nu au acces la internet, cel mai simplu lucru este un telefon la sediul oficiului județean din care fac parte și, eventual, în cazul în care doresc o discuție amplă, un drum până la oficiu, pentru că ei oricum fac drumuri la Apia. Cineva care dorește să inițieze o astfel de afacere, probabil că are un teren agricol sau are animale și atunci oricum are niște drumuri de făcut pentru înregistrarea terenurilor, a animalelor și așa mai departe. Dar o altă opțiune care poate fi valabilă pentru majoritatea țării în această perioadă este în derulare caravana APDRP, care a început deja în unele județe să funcționeze. La noi, județul Cluj va debuta în jurul datei de 5 octombrie. Noi vom merge în peste 40 de localități unde vom disemina informații privitoare la viitorul PNDR. În primăvară am avut o acțiune similară, atunci am fost în 75 de locații din județul Cluj și cred că am avut undeva la peste 5.000 de potențiali beneficiari înregistrați care au participat la ședințele noastre, să zic așa, interactive, pentru că a fost mai mult o discuție și lucrurile s-au purtat oarecum la fel ca aici, cu întrebări și răspunsuri, nu cu citit din ghiduri lucruri pe care oamenii
mai simpli, mai greu le înțeleg. Adică trebuie să vorbești efectiv pe limba lor, astfel încât să ajungă la o concluzie. Merită să accesez sau nu merită să accesez aceste fonduri? Am șanse sau nu am șanse? Am vârsta potrivită sau nu am? Pot să fac pentru copiii mei sau pot să fac pentru mine? Uitați, domnul Nicolae Jucan din Deva ne întreabă dacă se pot accesa fonduri europene pentru terminarea unei investiții în domeniul turistic în mediul urban. Prin PNDR nu, dar au existat astfel de fonduri prin programul operațional regional pentru mediul urban. Așa cum îi spune și numele, Programul Național de Dezvoltare Rurală se adresează în majoritate covârșitoare mediului rural. Există și măsuri, cele agricole, care pot fi realizate și în mediul urban. Domnul Flaviu Pop din Târgu Jiu, se pot obține fonduri europene pentru construirea, terminarea de construit a unei biserici sau fonduri pentru un așezământ social ce va conține cantină pentru oameni săraci, asistență juridică, familială, psiholog și medic? Pentru biserici, din păcate, nu. Programul Național de Dezvoltare Rurală sprijină activități în domeniul investițiilor, în special acelor generatoare de profit. Deci, practic, este un fond de dezvoltare pentru investiții generatoare de profit. Iar pentru așezăminte sociale a existat măsura 322, dar care era destinată mai mult autorităților publice locale, care puteau să facă, de exemplu, un centru pentru oameni în vârstă sau after school-uri pentru copii care după școală pot să desfășoare anumite activități în comună. Din Constanța mai avem o întrebare. Aș dori să știu dacă se pot accesa fonduri europene pentru construcția unei sere de legume și care este suma maximă ce poate fi obținută. Da, aici pentru sere de legume putea fi accesat măsura 112, instalarea tinerilor fermieri cu 40.000 de euro, putea fi accesată măsura 121, unde se putea ajunge la peste 1.000.000 de euro. Deci răspunsul este da și fondurile proveneau din potențiale două surse. Din Bacău mai avem o întrebare, cum pot accesa fonduri pentru înființarea unei ferme de porci? Am un hectar de pământ, ce condiții ar trebui să îndeplinesc și când pot depune dosarul? Răspunsul este similar, măsura 121, modernizarea exploatațiilor agricole, așa cum am mai repetat pe parcursul acestei emisiuni, în jumătatea anului viitor se vor deschide primele sesiuni aferente perioadei 2014-2020. Din Turda, o întrebare. Pe ce axă se încadrează un complex sportiv, zonă urbană? Care este cofinanțarea, suma maximă și dacă aveți cunoștințe despre o nouă sesiune de depuneri de proiecte? Asta am discutat deja. Cum rămâne cu acest complex sportiv? Complex sportiv în zona rurală pot să vă spun, dar în zona urbană știu că au existat fonduri la fel pe programul operațional regional pentru acest tip de investiții. Pentru un complex sportiv în zona rurală, acesta se încadrează la măsura 313, componenta B, activități recreaționale cu un sprijin de până la 200.000 de euro și cu o finanțare de 85%, deci foarte bună. La un proiect de 230.000 de euro, practic trebuia să ai 30.000 de euro și puteai să primești din fonduri nerambursabile 200.000 de euro, bani cu care se pot face 4-5 terenuri sintetice, spre exemplu, sau bazine de not, ștranduri, terenuri de tenis și așa mai departe. Domnul Alexandru Monciu din Zaleu, aș vrea să fac un centru de echitație pentru copiii bolnavi de autism. Cum pot proceda? Dețin o suprafață de 1500 de metri pătrați și o hală. Răspunsul este identic ca la întrebarea precedentă. Da. Măsura 313, componenta B, activități recreaționale.
Raul Vlasie din Sibiu. În cadrul unei ferme mixte, creștere animale și cultură de cereale, se pot accesa fonduri pentru achiziția de utilaje agricole, axându-se pe sectorul de creștere al animalelor. Da, fără nicio problemă. Apropo de aceste utilaje, fermierii se plâng, mulți dintre ei, am primit și scrisori în redacție, aceste utilaje sunt destul de vechi și dacă se pot accesa, nu știu, fonduri, problema este acea cofinanțare, acei bănuți de care au nevoie. Având o vârstă înaintată, neavând un venit, nu prea primesc acele credite de la bancă. Ce ar trebui să facă? Din păcate, da. Practic, fiind vorba de măsuri de investiție, este nevoie de cofinanțare. Indiferent despre ce discutăm. Dacă este vorba de o schemă de ajutor de stat, cum ar fi instalarea tinerilor fermieri, aici vorbim de fonduri nerambursabile în proporție de 100%. Fermierii în vârstă, poate că este timpul să lase locul copiilor lor și să le transfere exploatația cu care ei pot să participe la o sesiune de proiecte pe instalarea tinerilor fermieri și să obțină un sprijin nerambursabil de 100%. Am avut ieri o emisiune și un invitat de la asigurări. Am discutat despre asigurări în agricultură. Ce părere aveți dumneavoastră? Cum vi se pare faptul că ar trebui asigurate acele produse? Se asigură fermierii, cu alte cuvinte, în zilele Da, le noastre? Sunt solicitate prin intermediul cererilor de plată. Aprobarea acestora este condiționată de mai mulți factori. Deci sunt obligați cumva să-și asigure? 1. Trebuie să fie nou-nouță. Deci nu este permisă nicio achiziție de echipamente second hand. Trebuie să aibă certificat european, CE-ul, cei în măsură știu despre ce este vorba. Trebuie să aibă rapoarte de punere în funcțiune, trebuie să aibă certificate de garanție. Fără această mică birocrație pe care, de fapt, cei beneficiarii noștri o cunosc deja. Deci, fără aceste lucruri, practic, cererile de plată sunt respinse. Deci există o procedură foarte bine pusă la punct, după care aceste echipamente, încă o dată, trebuie să fie noi, certificate european și cu garanție. Ne-am bucurat să vedem cât mai multe utilaje noi, pentru că unele dintre ele sunt numai bune de expus în muzee, din păcate, și se lucrează cu utilaje destul de vechi. Avem o întrebare de la domnul Marian Dolha din Oradea. Poate depune o societate 3 proiecte pe măsuri diferite? 1-2-1, 1-2-3 și 3-1-2 în același timp. Da, este o întrebare tricky, cum zic englezii. Teoretic, da, poate. Dar trebuie să poată să le și susțină. Deci trebuie să aibă cofinanțarea pentru toate 3 proiectele. Și mai există un lucru care intervine aici, măsura 3.1.2 fiind o măsură care acționează sub regula de minimis. Finanțarea maximă pe care o poate primi o societate în 3 ani fiscali consecutiv este de 200.000 de euro. Și dacă se îndeplinesc toate aceste condiții care vi le-am enumerat, ar putea, teoretic. Domnul Ioan Mariș din Bacău intenționez să investesc în modernizarea unei unități de procesare în funcțiune și vreau să colectez după modernizare și produse ecologice. Primesc punctaj pentru așa ceva? Deci, la procesare de produse ecologice nu se primea punctaj pentru măsura 1, 2, 3. Dar nu știm încă o dată ce va fi în viitorul PNDR. Deci, este posibil ca aceste criterii de selecție să se modifice în urma unei consultări publice, așa cum spuneam. Domnul Lazar din Sibiu, am un SRL cu activitate în turism, însă dispun și de un teren de 8.000 de metri pătrați. Vreau să înființez o cultură de nuci.
și doresc finanțare pentru materialul săditor, un motocultivator și împrejmuirea plantației. Doresc să știu dacă pot accesa fonduri, care este procentul de finanțare. Da, deci măsura 1-2-1, modernizarea exploatațiilor agricole, ar fi fost procentul de finanțare între 40% și 60%. Depinde de zona în care, așa cum vă spuneam anterior, zonele defavorizate primeau un spor de 10% la cei 40% și de vârsta beneficiarului, tinerii fermieri primeau la fel un spor de 10% la partea de fonduri nerambursabile. Deci se putea ajunge de la 40, cumulat cu zona defavorizată și tineri sub 40 de ani, până la 60%. Alexandru din Deva, sunt interesat de accesarea unor fonduri europene pentru creșterea prepelițelor. Mă puteți ajuta cu detalii referitoare la documente și la cerințe pentru a putea lua banii? Deci, încă o dată, cea mai simplă cale ar fi sistemul expert de pe APDRP și dar dacă consultarea... ar fi, nu știu, să le dați niște sfaturi. Acum toată lumea ne întreabă, probabil că, nu știu, oamenii sunt îngroziți de acele documente, de acte, de completări. Credeți că s-ar descurca, nu știu, un fermier, nu știu, un om care are, nu 10, să zicem 12 clase, s-ar descurca singur să-și facă un astfel de proiect sau da, ar fi bine să vă... apeleze la ajutoare? Nu neapărat, încă o dată. Depinde foarte mult de capacitatea intelectuală a fiecăruia. Deci am... Dar cât de complex este? Mulți nu au accesat încă o dată, probabil fonduri. Unele sunt simple. Da. Așa, cum vă spuneam, spre exemplu, aici ar putea intra pe unul dintre proiectele TIP, unde practic este un proiect general în care doar trebuie să-ți completezi datele tale, datele afacerii tale. Câte prepelițe, numele, prenumele tău, câte hectare de teren ai și așa mai departe. Deci, practic, este ca o cerere pe care o adresez autorităților. Acest proiect tip de pe măsura 1-2-1 ferme de familie. Mai avem un telefon din Borșa Maramureș. Bună seara! Din Borșa Calaș Severin. Ne cerem scuze. Bună seara, cum vă numiți? Jude Ionel. Aș vrea să vă întreb dacă mă puteți ajuta să-mi dați niște amănunte în legătură cu finanțarea guvernului norvegian pentru fermierii români. Ați publicat dumneavoastră o știre în sensul ăsta. Am publicat noi, adică vă referiți la cei de la APDRP? Nu. Deci la emisiunea dumneavoastră s-a publicat o știre în legătură cu finanțarea de către guvernul norvegian a unui sprijin pentru agricultorii din România. Ați văzut dumneavoastră la noi, la AgroTV, această știre? Da. Da. O să ne interesăm dumneavoastră, știți ceva? Sincer, pe mine m-ați încuiat cu întrebarea aceasta. Nu am cunoștință despre astfel de fonduri, cel puțin prin intermediul APDRP nu se derulează astfel de fonduri. Este posibil pentru că guvernul norvegian, țară din care nu face parte din Uniunea Europeană, a mai oferit astfel de granturi în diferite domenii, dar nu am efectiv cunoștințe despre ceea ce întreabă respectatorul dar noastră. Promit să mă interesez și eu personal la colegii mei și să vă dăm un răspuns în acest sens. Vă mulțumim oricum pentru întrebare. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule Bota. Sperăm că nu v-am deranjat foarte mult și sperăm să mai veniți pe la noi. Cu mare plăcere, oricând. Vedem în jurul nostru afaceri de succes în acest domeniu și da, chiar dacă pare prea frumos ca să fie adevărat, poate chiar foarte mulți dintre dumneavoastră, cei care ne priviți în acest moment, puteți obține aceste fonduri. Noi vă dorim mult succes în continuare și ne vedem săptămâna viitoare. Pe curând! La revedere!